Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Sănătatea FM. Sunt Ioana Silistraru, în această seară un invitat special, domnul doctor Marius Uscatu, un chirurg supra-specializat în chirurgia antepiciorului, sau dacă mă uit pe cartea de vizită pe care mi-ați dat-o, medic specialist în chirurgia unui segment atât de important, dar este o chirurgie nu atât de spectaculoasă, nu o percepem noi, cum spuneam în discuția pregătitoare, nu atât de glamour. Bună seara! Bună seara! Îmi pare bine să fiu în premieră la acest radio al dumneavoastră, cu deosebită plăcere, fiind și de formație, să zicem, francofonă. Face deosebită plăcere să vă răspund. Într-adevăr, este o chirurgie foarte specială. În Franța există oameni dedicați, ca și mine, acestui segment al ortopediei, extrem de delicat pentru că este într-un progres în ultimii ani extraordinar. Să înțeleg că acolo v-ați făcut și această supra-specializare în chirurgia antepiciorului. Sigur, acolo am făcut și specializarea, supra-specializarea, plus că de atunci am menținut o relație foarte, foarte cordială cu chirurgi cu care mă întâlnesc de câteva ori pe an, schimbăm impresii, schimbăm tehnici și cu ceva modestie pot să spun că ducem lucrurile mai departe, mici progrese în aceste tehnici extrem, extrem de speciale. Aș încerca să forțez acest prag al modestiei pe care îl știu la dumneavoastră. S-a scris, presa română nu este străină de performanțele pe care, îmi permit eu să spun, de performanțele pe care le aveți în acest domeniu. S-a spus că sunteți poate singurul în România cu această practică și supra-specializare, tot spun supra-specializare în această chirurgie? Da, pot să spun că sunt singurul chiar în Europa de Est, pentru că, în general, în lume, ortopezii nu prea au fost de acord să se supra-specializeze și mai ales să se dedice unei anumite zone anatomice, tocmai pentru că este o anumită limitare. Unii se plictisesc făcând numai o anumită parte din meseria lor, însă din punctul nostru de vedere, celor specializați și dedicați, numai prin supra-specializare poți asigura progresul acestui domeniu, pentru că nu te poți împărți în 10 puncte diferite să le faci pe toate performant. Există afecțiuni, de aici deduc că ar exista un progres și în ce privește afecțiunile. Sunt ele într-o creștere ca număr, ca sofisticare? Nu. Piciorul suferă întotdeauna de aceleași probleme? Sunt aceleași întotdeauna. Este foarte adevărat că în țările precum Franța, la care ne referim, existența acestui segment de 20-30 de ani încoace a făcut ca pacientele să recurgă mai din vreme la aceste tratamente chirurgicale și astfel nu mai vedem în Franța. Chirurgii francezi sunt surprinși când eu le prezint asemenea deformații absolutamente senzaționale. Ați folosit femininul, pacientele. Să înțeleg că preponderent la dumneavoastră și la această chirurgie apelează femeile. 99% da. Este o afecțiune specific feminină, din ce motive? Anatomia piciorului feminin este cea care este expusă mai mult, ori noi femeile facem lucruri pe care poate n-ar trebui să le facem cu sănătatea piciorului nostru? Nu. Anatomia este aceeași. Sunt însă niște probleme ce țin de fiziologie și anume de factori hormonale. Mai ales în perioada fertilității femeii există acești hormoni estrogeni care sunt favorabili în multe situații, însă sunt defavorabili în ceea ce privește comportamentul unor ligamente care se destind permițând acestor oase de la nivelul piciorului să se depărteze și astfel piciorul se deformează. Este, dacă vreți, unul dintre efectele negative ale hormonilor feminini, pe lângă toate efectele pozitive, dar deformația există și la bărbați. Existând și la bărbați, putem ajunge la concluzia că nu este factorul hormonal cel determinant. Factorul hormonal este doar unul agravant. Pur și simplu această deformație apare. Încă nu cunoaștem cauzele precise, cu siguranță, cu certitudine că nu sunt factori ereditari și cu siguranță că nu încălțămintea este cea care provoacă. Sunt două mituri pe care eu încerc să le combat de mulți ani de zile. Chiar mulți dintre colegi afirmă că încălțămintea sau ereditatea sunt motivele apariției, nu este adevărat. Statistic vorbind, și am statistici pe 10, 20, 30 de mii de paciente, încălțămintea nu are nicio implicație în apariția deformației. Dar are încălțămintea corectă, dintr-un material corect,
ajută totuși în perioada de recuperare sau după ce această operație a fost făcută asupra piciorului. Aș vrea totuși să mă întorc la ce spuneați, că medicii francezi, colegii dumneavoastră, sunt surprinși când le povestiți că mai există în Europa de Est pacienți cu astfel de deformații ale piciorului. Ce să înțelegem de aici? Suntem mai puțin dispuși să căutăm ajutorul unui chirurg? Sigur. Ori, și mai grav, apelăm la alte metode de a repara aceste deformații ale piciorului pe care lumea, în mod popular, le cunoaște cu numele de munturi? Sigur, ambele situații, ambele explicații sunt valabile. Eu aș adăuga a treia, și anume faptul că, într-adevăr, nivelul tehnic vorbind, de know-how, de tehnica al chirurgiei în România este unul extrem, extrem de departe de cel occidental. Și atunci pacientele îmi relatează, pur și simplu le este frică să apeleze la specialiști autohtoni, pentru că nivelul este unul de acum 30 de ani. Cumva din lipsă de preocupare pentru dezvoltarea acestei specializări, sau poate pentru că, așa cum spuneam, o astfel de chirurgie nu este atât de expusă luminilor rampei, nu se produc efecte atât de spectaculoase încât să intre așa cumva într-un palmares al medicului respectiv. Ce explicații găsiți pentru această reținere în fața progresului? Pot să spun că chiar și în Franța acest domeniu este privit, să zicem, cu oarecare condescendență. Noi chirurgii care ne ocupăm de picior suntem un pic priviți de departe, pentru că ortopedia este cea care schimbă șolduri, schimbă genunchi, operații mari, fracturi mari. Este considerată o chirurgie hard, o chirurgie cu rezultate spectaculoase. Ce să ne ocupăm noi de picior, unde sunt niște incizii de 1 mm, 2, 3, 4, 5 cm. E drept, dar câte oase sunt în laba piciorului, să ne spun? Sunt multe, sunt vreo 34. Nu asta este problema. Numai câteva dintre ele sunt afectate și numai câteva din ele sunt obiectul chirurgiei noastre. Este o chirurgie marginală oriunde în toate țările lumii, dar puțin câte puțin evoluția în spațiu francez a făcut să se atragă atenția asupra acestei chirurgii și mai ales rezultatele chirurgiei franceze în domeniul antepiciorului sunt succese în proporție de 90%. Asta înseamnă că persoanele care merg să facă această operație, în primul rând, sunt foarte bine informate asupra faptului că operația este cea care rezolvă situația medicală. Sigur. Există și un factor, dacă vreți, financiar, pentru că în Franța, spre exemplu, operațiile sunt compensate de către casa de asigurări. Aici, în țară, mi se reproșează că în privat sunt niște prețuri oarecum intangibile. Este cât se poate de adevărat, însă nu trebuie să uităm că utilizăm aceleași materiale, aceleași aparate, aceleași costuri. Ca în Franța. Ca și în Franța. Exact. Europa, să spunem. Sau în Europa. Costurile sunt aceleași în ceea ce privește, știu eu, materialul necesar, șuruburile, materialul anestezic, încât este normal prețul să fie unul destul de ridicat. Prohibitiv pentru pacienții din România, pentru că dacă ne raportăm la veniturile noastre de aici din România, evident, discrepanța apare cu atât mai vizibilă. Da. Dar, pe de altă parte, sunteți convins din experiența dumneavoastră că românii, și o să spun pacientele femei, sunt conștiente că doar operația le rezolvă această problemă? Pentru că am studiat puțin și am citit în amănunt site-ul dumneavoastră, în care prezentați absolut didactic toate aceste situații, și am văzut niște fotografii absolut îngrozitoare, aș spune, în care se ilustrează, să spunem, niște tratamente eșuate, cum le spunem noi, băbești. Și atunci dumneavoastră spuneți destul de clar: operația este cea care rezolvă problema chirurgical, montul. Ceea ce descrieți dumneavoastră pe site-ul meu, eșecuri, mă refeream la eșecurile unor intervenții anterioare. Nu este vorba de eșecul unor tratamente băbești. Pentru că tratamentele băbești nu fac decât, știu eu, să maltrateze pielea de la nivelul montului. Exact. Dar ceea ce ați văzut pe site reprezintă eșecurile unor intervenții anterioare. Într-adevăr, sunt eșecuri dramatice. Din fericire, putem să facem de fiecare dată câte ceva. Mă confrunt de câteva săptămâni cu o promovare agresivă a unor, așa zise, dispozitive. Care echipurile ar
rezolva monturile. Și într-unul dintre aceste site-uri de promovare apare, surprinzător, fotografia unui picior operat de către mine, înainte și după operație, ca fiind rezultatul acestor dispozitive. Evident că este extrem de dificil să combați asemenea site-uri pirate, am încercat în toate felurile posibile, mai ales că utilizează fotografii fără să fie cerut permisiunea și mai ales că induc în eroare pacientele, ceea ce este foarte grav. Pentru că li se spune, dacă veți purta acest produs comercial, exact, cumpărați-l de la noi, da, piciorul dumneavoastră aici deformat va ajunge absolut perfect drept, cum, da, cum vedeți în imaginea alăturată, dar cele două imagini sunt înainte și după intervenția chirurgicală, exact, făcută de dumneavoastră. Exact. De fapt, situația este mult mai severă. De ce? Dacă ar fi numai problema, știu, înșelătoria, escrocherie, n-ar fi nimic, însă portul unor asemenea dispozitive duce la distrugerea definitivă a piciorului. Am zeci de paciente care au purtat de-a lungul anilor asemenea dispozitive, distrugându-și articulația din spatele degetului mare. De ce? Pentru că, din punct de vedere logic, se creează o presiune exagerată asupra acestei articulații. Încercarea forțată de a redresa un os deplasat definitiv produce creșterea presiunii. Creșterea presiunii este urmată de distrugerea extrem de rapidă a acestei articulații și intervenții care ar fi putut fi amânate zeci și zeci de ani de zile, dacă nu s-ar fi încercat asemenea dispozitive, ajung să devină urgente, pentru că în stadiul distrugerii articulației, intervenția este mult mai urgentă. Intervenția se impune cu necesitate pentru a salva ceea ce se mai poate salva din această articulație. Din funcționalitatea ei. Din funcționalitatea ei. Ce nu înțeleg eu este următorul lucru. Dacă pacienții, pentru că îmi spuneați că nu este o chirurgie spectaculoasă, nu reparați oase lungi, nu, da, puneți proteze de șold, cu toate acestea, funcționalitatea piciorului este grav afectată la persoanele care prezintă astfel de deformații și sunt absolut convinsă că există și dureri. Lucrurile sunt un pic împărțite, să știți, pentru că în experiența mea, de fapt, durerea apare destul de rar. Este legată mai mult de conflictul cu încălțăminte inadecvată de formații. Deci, durerea este, se datorează mai degrabă, în momentul în care această deformație este prezentă, frecării cu încălțămintea. Desigur. Osul deformat nu doare. Osul deformat nu doare niciodată. Doare pielea ca urmare a acestui conflict între os și încălțăminte. Printr-o încălțăminte suficient de largă, din păcate, neacceptată de către paciente, se poate rezolva temporar, paliativ, această situație, în sensul în care intervenția poate fi amânată. Amânată în intervale de timp de ordinul zecilor de ani. Uneori, chiar toată viața, sunt persoane care se mulțumesc cu acest gen de tratament, își acceptă deformația ca atare, suferința este mai mică decât ne-am imagina-o. Dacă acceptăm o încălțăminte adecvată, asta înseamnă o încălțăminte extrem de largă. Poate inacceptabil pentru anumite doamne, de unde deduc factorul estetic ar fi cel care va readuce în proporție covârșitoare pacientele la cabinet. Ei bine, e un factor la care eu sunt destul de puțin sensibil. Pentru că chiar dacă din punct de vedere psihologic aspectul piciorului este fundamental pentru femeie, de fapt există multe probleme legate de aceste intervenții. Sunt niște intervenții de tip funcțional. Sunt intervenții care pot avea anumite, știu eu, consecințe neplăcute. O intervenție poate aduce o altă intervenție corectoare, de retuș, spunem noi. Nu este ceva foarte simplu. Organul piciorul este un organ pe care mergem. Este un organ supus greutății presiunilor și unor forțe destul de mari. Prin urmare, este destul de impredictibilă evoluția unui picior operat. Sunt picioare care arată perfect și nu funcționează la fel de bine. Lucrurile astea trebuie cunoscute înainte de operație și acceptate, făcând parte din ceea ce spun eu, complexul motivațional. E o motivație care trebuie să vină dintr-o suferință, zic eu, reală, obiectivă. De cea legată de încălțăminte, da, este subiectivă. Prin urmare, nu sunteți într-atât de sensibil la dorința unor doamne de a reveni într-o încălțăminte extrem de elegantă, probabil, dar foarte îngustă, cu un toc foarte înalt. Că spuneți că piciorul este totuși neglijat, parcă e o cenușăreasă, așa? Așa este. Așa și cenușăreasă este. Ortopediei, da. Iată. Dar totuși o disfuncționalitate, o deformație nu reverberează cumva și asupra posturii și asupra altor zone? Mă gândesc, nu știu, vă întreb, există afecțiuni care apar în urma deformării piciorului?
antepiciorului? Acesta este un mit, cum că un picior deformat de monturi ar determina afectarea genunchilor, gleznei, coloanei sau a posturii. Aici trebuie să contrazic. Experiența mea personală spune cu totul altceva. Implicațiile sunt mult mai reduse decât le imaginăm. Sunt aproape de zero implicații. De ce? Pentru că această deformație este un proces de foarte lungă durată și piciorul are posibilitatea de a se adapta, ca și tot organismul și tot aparatul locomotor, se adaptează puțin câte puțin situației de facto. Și atunci implicațiile sunt mai reduse decât le-am imaginat. Chiar în cazul unor deformații, spun eu, halucinante, cu degetele încălecate, așa numită ciorbă de degete, cum spunem noi cei preocupați de aceste lucruri, sunt mult mai puțin severe aceste implicații decât le-am imaginat. Prin urmare, cumva mergeți în continuare pe linia aceasta a modestiei, pentru că rămâne până la urmă un factor agravant de care vorbiți, o suferință reală. S-a întâmplat să refuzați pacienți cărora să le spuneți, îmi pare rău, nu vă pot opera pentru că nu este o urgență medicală, doar pentru factorul estetic care dumneavoastră vi se pare așa și așa important, aș prefera să nu fac această intervenție chirurgicală pentru că, și le argumentați. Statistic vorbind, mi s-a întâmplat să refuz circa 95-98% dintre pacientele între 20 și 40 de ani. Este o categorie de vârstă la care eu sunt destul de puțin sensibil în ceea ce privește oportunitatea, beneficiul și utilitatea acestor intervenții. Pentru că la această vârstă pacientele au niște așteptări extrem de ridicate, iar rezultatul postoperator după asemenea intervenții, în cazul unor deformații reduse ca amploare, nu este pe măsura așteptărilor. Pacientele tinere cu deformații foarte mici sunt ușor dezamăgite. Pentru ele, cicatricea de care aveau cunoștință înainte de operație li se pare una extrem de mare. Știu eu alte mici lucruri care poate să apară postoperator perfect înțelese de o persoană cu deformații foarte importante, lor li se pare sfârșitul lumii. Și atunci eu spun așa, persoanelor între 20 și 40 de ani le refuz în 95% din cazuri operația. Dar lucrurile diferă în funcție de severitatea deformației, pentru că am paciente de 19-20 de ani cu deformații hipersevere și cărora, evident, nu mă opun operații, pentru că în cazul lor beneficiul este unul uriaș. Da, pentru că vedeam, aveți intervenții pe cauze juvenile, cum și sigur figurează în imaginile pe care le-am văzut înainte de întâlnirea noastră. Prin urmare, persoanele sunt foarte tinere și erau, într-adevăr, deformații extraordinar de serioase. Da. Dar în acele cazuri nu mă opun. Însă sunt cazuri, știu eu, sub 5% din totalul pacientelor tinere care mă vizitează. Nu este un refuz, dacă vreți, net și fără drept de apel. Oferiți alternative sau propuneți ceva? Alternativa este întotdeauna încălțămintea mai largă. De fapt, eu cu aceste paciente am mai multe, le spun eu, ședințe de negociere. Ele, practic, trebuie să mă convingă de necesitatea, de utilitatea operației, dar în intervale de timp rezonabile. Ne întâlnim la 6 luni, la un an odată, poate chiar mai rar, și ele îmi prezintă modul în care evoluează deformația, cum s-a schimbat impactul deformației asupra lor, cum s-a schimbat suferința. Între timp au mai făcut un copil, deformația s-a agravat, că se știe foarte bine pe perioada sarcinii, piciorul se lățește și se lungește din aceleași motive de ordin hormonal, la care se adaugă greutatea sporită din timpul sarcinii. Este motivul pentru care eu întotdeauna le sfătuiesc, haideți să avem puțină răbdare. Facem un copil sau doi cât ne propunem și discutăm după ce încheiem acest capitol. Dumneavoastră rămâneți în legătură cu pacienții o lungă perioadă de timp, nu e ca și cum îi primiți la cabinet, faceți o evaluare și apoi nu vă mai revedeți niciodată, înțeleg că sunt aceste situații pe care le gestionați pe o perioadă îndelungată. Sigur, de timp. Sigur, am paciente pe care le-am consultat în 2007 când m-am întors din Franța și pe care le-am operat în 2014. Sunt foarte multe paciente pe care le-am consultat de asemenea în 2008-2009 și care acum după 5-6 ani mă sună, scriu mail-uri, știți, ne-am văzut atunci, foarte surprinse că eu imediat mă uit pe calculator unde am baza de date cu toți pacienții, le reamintesc data la care au fost, problema cu care s-au confruntat și respectiv toate detaliile necesare. Este o muncă care îmi face plăcere, o rutină zilnică, dacă vreți. Ieșiți cumva din tiparul medicului care nu are timp să vorbească cu pacienții
doctor Marius Uscatu, inevitabil mi-ați ridicat, cum se spune, la fileu. Trebuie să vă întreb de ce v-ați întors din Franța. Oh, este foarte simplu. Nu m-am întors nici din patriotism, nici pentru a contribui la prăpășirea țării. M-am întors pentru familie. Al doilea motiv este acela că se pot face lucruri interesante și constructive și în România, cu puțin efort. Aici e provocarea majoră, pentru că în Franța nu aveam asemenea provocări. Aici a trebuit să dezvolt o întreagă infrastructură în jurul meu, firme care îmi fac pantofoterapeutic, radiologi pe care am învățat în ani de zile să efectueze radiografiile. În ce constă examenul clinic. Dar spuneți provocări, alte persoane ar spune nu au fost provocări, au fost de-a dreptul piedici. Ați avut piedici? Desigur. Pot să spun anecdotic că nu am operat vreme de 4 luni de zile pentru că eu am impus o anestezie extrem de specială în România, care de fapt este singura care se face în România, un singur loc, respectiv stabilimentul unde operesc. Ei bine, la început anesteziștii nu au fost de acord să înceapă, să învețe pur și simplu pentru că nu stăpâneau această tehnică. A intervenit una dintre colegele mele anesteziste, a avut curajul de a începe, însă 4 luni de zile a fost un stand-by. Aveam totul asigurat, pacienții pe listă și nu aveam posibilitatea anesteziei eficace, pentru că operația pe care o făceați depindea de acest tip de anestezie. Sigur, este o anestezie, pot să spun, unică în România, pentru că este singura modalitate de a combate eficient durerea extraordinară care există după operație. Este un protocol pe care l-am învățat în Franța. În Franța, 99% din cazuri se practică această anestezie. Deci este ceva de rutină, este ceva la îndemâna rezidentului. Ține de tehnică sau de substanță? Nu, de tehnică. De tehnică atât. Și substanța este adevărat foarte scumpă, prin urmare, cei aflați la stat nu și-o pot permite, pentru că niciun spital nu își va permite în România o asemenea anestezie. Și o anestezie scumpă. De unde o anestezie prețul? Locală? Este o anestezie loco-regională, se face undeva în spatele genunchiului, ceea ce permite un confort total în perioada. E o perioadă critică a durerilor postoperatorii de circa 48 de ore. Ori, în România, lucrurile astea sunt un pic neglijate în sensul că chirurgul își face treaba lui, însă nu-l interesează ce se întâmplă cu pacientul în această perioadă critică. Și pe dumneavoastră vă interesa? Face parte dintr-un concept, pentru că o durere care nu este la timp combătută și rezolvată generează în timp complicații foarte severe. Este așa numitul sindrom algodistrofic, care, din punctul meu de vedere, este urmarea durerii. Este un punct de vedere care este la ora actuală acceptat și de... Dincolo de stresul pacientului, adică e o... Nu, e vorba despre durere. E vorba despre durere. Durerea declanșează niște reflexe simpatice care, la rândul lor, generează o modificare fundamentală a tegumentelor, a pielii și a structurilor piciorului, o afecțiune care durează 2-3 ani de zile. Pacientul este absolutamente, scos din uz, 2-3 ani de zile prin această manifestare, tocmai pentru că nu s-a acordat importanța cuvenită combaterii durerii la momentul oportun. Este extrem de importantă combaterea durerii. Care, din ce am citit, am reușit să citesc, durerea în astfel de operații este la un prag foarte, postoperatorie, este la un prag foarte, foarte înalt. Este o durere mult peste durerea de naștere. Și cu asta ați spus cam tot. Da, este o durere, să zicem, o cotație de la 1 până la 10, din maximul durerilor imaginabile, undeva pe la 9,5. Cărui fapt se datorează acest fenomen al durerii dincolo de ceea ce ne putem noi imagina sau foarte aproape de inimaginabilul 10? Piciorul ca și mâna au o proiecție corticală, deci ceea ce se întâmplă pe cortex, legătura dintre cortex și mână și respectiv picior este foarte puternică. Atât degetul mare de la mână cât și de la picior ocupă foarte mult din cortex. Sunt mulți senzori nervoși și atunci momentul în care intervii asupra acestei regiuni anatomice se produce o sângerare locală, un edem local, care comprime aceste terminații nervoase. Ele având o proiecție corticală extrem de importantă și durerea pe care o resimțim este cu totul aceea. Spre exemplu, o durere abdominală sau sunt zone în care nu există receptori dureroși,
Și atunci operațiile la acele nivele sunt practic lipsite de durere. Este ceea ce se întâmplă și pentru, paradoxal, pentru oasele din lateralul degetului mare, pe care la ora actuală eu le tai în scopuri concrete de a rezolva deformații, fără nicio durere, nici intraoperator, nici postoperator. Este șocant când observi așa ceva, un pacient să poată merge cu trei fracturi pe care tocmai le-ai provocat, fără nicio durere. Este explicabil și prin absența acelor terminații nervoase. E o chestie anatomică. Și ca să ne întoarcem, da, să ne întoarcem la această tehnică de anestezie pe care ați așteptat tot timp de 4 luni până ați reușit să vă reluați lista de pacienți deja înscriși. A avut o colegă de-a dumneavoastră, spuneți, curajul sau buna intenție de a învăța și de a prelua această tehnică. De atunci până acum, ce s-a întâmplat? Se practică, cel puțin atunci în cazurile dumneavoastră când operează dumneavoastră, această tehnică de anestezie care, îmi spuneți, limitează foarte mult postoperator disconfortul pacientului. Da. Evident că această colegă a fost urmată de alte două colegi din același spital, dar funcționalmente tehnica este limitată strict la acest spital. Din niște motive destul de greu de înțeles, recent am operat o colegă anestezistă dintr-un alt oraș universitar care a fost realmente șocată de eficiența acestui gen de anestezie și este vorba despre un cadru didactic universitar în domeniul anesteziei. Care la rândul ei practică așa ceva și predă tehnici. Ori dacă nu a fost obișnuită cu o asemenea tehnică, a fost realmente șocată și vă dați seama că va exercita o presiune pentru introducerea și în alte zone din țară a unei asemenea tehnici care nu este revoluționară și mai ales este extrem de simplu. Este foarte simplu de făcut. N-am să vă întreb dacă ține de toate problemele de care ne plângem în sistemul medical, până la urmă, cu mai mulți oameni cu bunele intenții cu care dumneavoastră v-ați întors în țară, s-ar putea muta lucrurile poate ceva mai ușor în beneficiul pacienților. Mi-ați spus că v-ați întors pentru familie și pentru că ați vrut să faceți ceva pentru zona aceasta de lume unde cu certitudine știați că nimeni nu mai operează în acest mod. Și oricât ați încerca să-mi spuneți că este o cenușăreasă această specializare a dumneavoastră, specialitatea dumneavoastră, nu m-ați convins până acum, dimpotrivă. Dacă îmi spuneți ce impact al durerii și de control al durerii puteți oferi și cât de important este acest lucru, n-am să vă cred. Nu vă cred la sfârșitul acestei jumătăți de oră pe care o petrecem numai astăzi împreună că sunteți în cenușăreasa ortopedie, pentru că nu m-ați convins absolut deloc. Haideți să vorbim puțin în doar câteva minute, că iată, trece timpul repede. La ce să se aștepte un pacient care poate nu simte dureri, dar vede acest disconfort estetic și vine la dumneavoastră, vă caută și spune: aș vrea să mă consulte domnul doctor Marius Uscatu. Cum procedați la consultarea unui pacient care, să zicem, vine pentru prima dată la dumneavoastră? Lucrurile sunt destul de standardizate, în sensul în care eu, ocupându-mă numai de aceste deformații, evident că primul contact este cel telefonic, în care în două cuvinte îmi dau seama despre ce este vorba. Următoarea etapă este consultația propriu-zisă, în care examenul clinic, adică examinarea directă a pacientului, reprezintă 100%. Pentru că nu am nevoie nici de radiografii, nici de alte explorări imagistice. Ochiul clinic, cum se spune, examinarea directă este capitală. Putem să ne dăm seama despre suferința pacientului, dacă este sau nu obiectivă. Pot să spun că am deja ochiul format, să-mi dau seama dacă suferința este reală. De ce? Există acest lucru descris și de colegii francezi. O anumită presiune intervenționistă din partea pacientelor. Ele, agravează, accentuează puțin suferința, tocmai în dorința de a se face operate, știind că un chirurg onest nu pune mare bază pe aspectul estetic. Și atunci pacientele au tendința de a accentua, din punct de vedere subiectiv, suferința. Adică îmi spuneți că pot invoca inclusiv dureri la un prag care nu există? Sau acum, vedeți dumneavoastră, vă înțeleg foarte bine, dar e o suferință să nu poți încălța o pereche de pantofi evident, în guști? Evident, evident. Cu toc foarte înalt. Evident. Asta nu face vreau parte să bagatelizez discuția, dar înțeleg foarte bine cum vin pacientele la dumneavoastră. Vin disperate. Da. Cel mai multe vin disperate, cu deformații extrem, extrem de severe. În cazul acelor deformații, rezultatul este unul, într-adevăr, putem spune, spectaculos. Apropo de satisfacția personală și satisfacția pacientei, este
absolut remarcabil să primești, știu eu, o dată pe an un mail de mulțumire de la o pacientă sau un telefon în care îți mulțumește pentru rezultatul muncii tale, pentru, știu eu, efectul acestor intervenții. Este o satisfacție enormă, incomparabilă cu oricare alte profesiuni pe care am încercat să le mai practic în viața mea. Într-adevăr, impactul este senzațional. Câteva cuvinte sau poate unul singur despre imagistică, pentru că ați spus că examenul clinic este absolut esențial și vă puteți da seama foarte repede din experiența dumneavoastră cum stau lucrurile. Dar am înțeles că și radiologia, atunci când este se impune, joacă un rol important și că este cumva specifică și că sunt puține situații atunci când oamenii sunt special instruiți să citească o astfel de radiografie, ori chiar să o performeze, să o facă. Nu, radiografia, dacă vreți, este performată după niște principii extrem de clare pe care, cu toată modestia, pot să spun că le-am impus în fiecare oraș din această țară, oarecum obligând radiologii respectiv să le realizeze, chiar dacă, știți, inerția este extrem de prezentă. Pacienții erau și sunt în continuare refuzați pentru aceste radiografii, chiar dacă sunt foarte simple. De aici încolo, interpretarea radiografiei într-adevăr este cu totul și cu totul specială, pentru că avem criterii despre care aș putea să vorbesc un an de zile, în materie de unghiuri, de lungime relative ale oaselor. Sunt criterii specifice acestui subdomeniu de care ne ocupăm. Într-adevăr, radiologia este foarte importantă și toți pacienții care se prezintă la operație vin cu dosarul de radiografie așa cum trebuie, după protocolul respectiv. Are și o importanță, dacă vreți, medico-legală, pentru că trebuie să demonstrăm că am făcut ceva. Din păcate, în specialitatea noastră nu putem să ascundem ce am făcut. Lucrurile sunt extrem de transparente și peste 10 ani se va putea descoperi urma muncii noastre, rezultatul bun sau rău, așa cum este. Motiv pentru care, de asemenea, este considerată cenușăreasa ortopediei. Acest tip de radiografie. Acest tip de radiografie. Nu, în general, acest domeniu al ortopediei este o cenușăreasă, pentru că nu poți, să zicem, între ghilimele, să păcălești pe cineva că ai făcut. Lucrurile sunt evidente. Inerția, așa cum spuneați, dar și mentalitatea sunt două chestiuni foarte greu de urnit și foarte greu de schimbat. Acum, la finalul acestei întâlniri, vreau să vă întreb și să-mi răspundeți foarte sincer, a meritat întoarcerea în România? Evident. Evident, eu consider prezența mea aici un succes. Cu toate greutățile, cu toate piedicile, așa cum reamintiți, piedicile există în continuare, însă am reușit să mișc niște lucruri. Am reușit să impun numele meu în România. Și standarde și ați impus și o procedură de anestezie specială, oamenii vă urmează. Eu vă mulțumesc foarte mult, dar rămâne să mai vorbim despre, să intrăm poate chiar în amănunt. Cu tot dragul. Vorbim despre monturi, cum spunem popular, să zicem că este obiectul dumneavoastră de activitate cel mai des întâlnit, dar vă mai ocupați de o mulțime de alte afecțiuni ale piciorului. Repet, nu m-ați convins că este cenușăreasă, eu n-am să spun asta, este extrem de important pentru sănătatea noastră și pentru confortul nostru. Vă mulțumesc. Luați-o ca pe o modestie. Așa este, dar am să încerc de fiecare dată să trec de această barieră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Uscatu, pentru seara aceasta. Cu mare drag.